Ceea ce se întâmplă la Odessa nu este întâmplător. Este o manevră de, să zicem așa, de a muta focarul separatist, acum repede, urgent, înspre Odessa, de a tulbura, de a destabiliza situația și, într-un fel, a deschide un al doilea front împotriva Ucrainii, iată aici la Odessa. Unii experți consideră că Moldova trebuie să poarte negocieri cu statele occidentale pentru a beneficia de ajutorul lor în caz de necesitate. Avem nevoie ca Consiliul Suprem de Securitate să lucreze într-un regim de alertă. Armata să fie adusă în stare de alertă. La cotar cu Republica Moldova se întâmplă, suntem în cadrul unor operațiuni militare. Pe 9 mai pot să se întâmple lucruri care ar degenera într-o criză profundă. Alți analiști spun că statul ar trebui să se aștepte la anumite provocări după 9 mai. Eu cred că Rusia va încerca să oprească semnarea acordului de asociere între Republica Moldova și Uniunea Europeană. După semnarea acestui acord, deja Republica Moldova a intrat sub protecția politică a Uniunii Europene. Rusia, în cazul în care își dorește anumite politici de expansiune în acest spațiu, va avea de înfruntat deja Uniunea Europeană 1-1. Ieri în Odessa s-au produs lupte violente soldate cu mai 10 de morți și răniți.